Permiteți să anunț deschis ședința Consiliului Științific Specializat ad hoc pentru prezentarea publică a tezei de doctor, de doctor în știință la specialitatea D163-02-26 biochimie. Membrii Consiliului Științific Specializat sunt Dăscăliuc Alexandru, doctor habilitat, președinte, Cauș Maria, doctor, conferențiar științific, secretar științific, Duca Maria, doctor habilitat, profesor universitar academician, Lișanu Mihail, doctor, conferențiar, cercetător, Lijin Aliona, doctor, conferențiar universitar, referență oficial, Protar Alexandru, doctor habilitat, conferențiar, cercetător, Port Angela, doctor, conferențiar universitar. Atenție, dumneavoastră, toți membrii Consiliului Științific sunt prezenți sau sunt uniți prin Skype, prin Zoom, da? Atenție, dumneavoastră, se prezintă teza de doctor în știință. Globulinile de rezervă 7S și 11S din semințe, evoluție, proteoliză, alerginitate. Doctoranta este Cheldevara Ala, conducător științific, Șutu Andrei, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar. Eu cred că nu este necesitate să spunem, să anunțăm deschis adunare, cine e de acord, să deschidem adunare. Pentru că toate cerințele pentru a deschide această adunare sunt respectate. Întrebări? Nu sunt? Sunt întrebări? Nu. Informații despre dosarul privind această susținere va prezenta secretarul științific Cauș Maria. Poftiți. Estimați membrii Consiliului Științific specializat D163-02-26, onorat asistență pe parcursul anilor 1990-1992, doamna Cheldevara Ala a făcut studiile de licență la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Biologie și Pedologie, specialitatea Biologie. În perioada anilor 97-2000 și-a făcut studiile de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova. Doamna Cheldevara Ala, din septembrie 2000 până în prezent, activează în calitate de director universitar, Departamentul Biologiei și Ecologiei, Facultatea Biologiei și Pedologiei, Universitatea de Stat din Moldova. Cercetările la tema tezei cu titlul Globulini de rezervă 7S și 11S din semințe, evoluție, proteoliză, alerginicitate au fost realizate de către competitoare în cadrul Laboratorului de Cercetări Științifice Biochimia Plantelor al Universității de Stat din Moldova. Rezultatele studiului celor mai vechi predecesori ai globulinilor de rezervă din semințe și analiza etapelor succesive de formare a structurilor consecutive, stabilirea rezistenților proteolizei globulinilor de rezervă și reglarea acestora, precum și perspectivele utilizării proteolizei limitate ca modalitate de reducere a alerginității globulinilor de rezervă din semințe, au fost prezentate la un șir de foruri științifice naționale și internaționale, editate în 18 publicații, inclusiv în reviste din bazele de date Scopul, reviste editate în străinătate recunoscute, precum și în reviste naționale de profil categoria B. În adresa Consiliului Științific Specializat, D163-02-26 al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, de către doamna Cheldevara Ala, candidat la titlul științific din doctor în științe biologice,
La specialitate 163.02 biochimie au fost depuse următoarele acte. Decizia Consiliului de Conducere al NACEC, numărul 1 din 31 iulie 2020, cu privire la formarea Consiliului Științific Specializat 263.02.26 la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe biologice a doamnei Kerdivara Ala, cu tema globuline de rezervă 7S și 11S din semințe evoluție, proteoliză, alergenicitate, specialitatea 163.02 biochimie. Teza și rezumatul tezii. Hotărârea seminarului științific de profil din 27 februarie 2020 cu anexarea copiilor, liste de prezență a membrilor seminarului științific de profil și formularului evaluării tezei de către seminarul științific de profil. Lista lucrărilor științifice la tema tezei, suplimentul publicației la tema tezei de doctorat. Avizul pozitiv al ședinței din 14 noiembrie 2019 a Departamentului Biologie și Ecologie, Universitatea de Stat din Moldova, în cadrul căreia a fost elaborată teza. Avizul conducătorului științific, a domnului Șutov Andrei, la tema de doctorat. Și lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate autoreferatele cu anexarea bordiourului trimiterilor poștale înregistrate 10 la număr prezentate la oficiul poștal la 02-11-2020. Și lista avizilor la rezumatul tezii de doctorat parvenite în Consiliul Științific Specializat. Întrebări sunt la fază. Mai aveți întrebări? Acum, competitoarea prezintă teza 20 de minute. Stimate președinte al Consiliului Științific Specializat, stimați membri ai Consiliului, onorat asistent, vă prezint rezultatele obținute la tema tezei de doctor, globulinele de rezervă 7S și 11S din semințe, evoluția, proteoliza, alergenicitatea. Conducător științific, Șutov Andrei, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar. Semințele reprezintă o sursă importantă de proteine alimentare. Partea principală a proteinelor vegetale alimentare sunt proteinele de rezervă din semințe. Numărul mare de proteine de rezervă din semințe este inclus în două familii, viceline sau globuline 7S și legumine sau globuline 11S. Structura globulinelor de rezervă formată pe parcursul evoluției, este protejată în semințele germinative de degradarea prematură și dobândește capacitatea de mobilizare proteolitică reglată în timpul germinării semințelor și dezvoltării germinului. Compoziția de aminoacizi și proprietățile funcționale ale globulinelor de rezervă native din semințe nu sunt întotdeauna satisfăcătoare, ceea ce limitează utilizarea lor direct în produsele alimentare și ca componente ale formelor artificiale de alimente bogate în proteine. Mai mult decât atât, globulinele de rezervă din semințele multor plante sunt alergene.
încercările de a utiliza tehnicile ingineriei genice pentru a îmbunătăți proprietățile nutritive și funcționale ale globulinelor de rezervă, precum și de a reduce alergenicitatea lor, pot avea succes numai dacă nu se încalcă bazele fiziologice ale funcționării lor, precum și mecanismele care reglează degradarea globulinelor de rezervă în timpul germinării semințelor. Reieșind din cele expuse, scopul studiului constă în studierea legităților formării structurii conservative a globulinelor de rezervă din semințe în timpul evoluției, stabilirea mecanismului degradării proteolitice profunde a acestora și analiza perspectivelor de utilizare a proteolizei limitate a globulinelor de rezervă pentru a reduce nivelul de alergenicitate a acestora. Pentru realizarea acestui scop au fost trasate următoarele obiective. Analiza relațiilor filogenetice între globulinele de rezervă din semințe și proteinele structural omologe ale procariotelor și eucariotelor. Stabilirea etapelor succesive în formarea structurii globulinelor de rezervă care determină funcția lor în semințe. Studierea cinetici proteolizii globulinei de rezervă 11S în semințele de ginkgo, unul dintre cei mai vechi reprezentanți a spermatofitelor, și descrierea mecanismului de reglare a degradării lor proteolitice profund. Studierea reacțiilor succesive a proteolizei limitate ale globulinilor 11S și 7S din arahide, semințele cărora au un nivel ridicat de alerginicitate, și stabilirea modificărilor structurale în globulinile 11S și 7S în timpul proteolizei și analiza posibilității de reducere alergenicității globulinilor din arahide prin proteoliza limitată. Cercetările, rezultatele cărora sunt expuse în această lucrare, au fost realizate pe parcursul anilor 2014-2018 în cadrul Laboratorului de Cercetări Științifice Biochimia Proteinelor a Universității de Stat din Moldova. Înainte de a trece la descrierea propriilor rezultate ale studiului căi evolutive ale globulinilor de rezervă din semințe, câteva cuvinte despre rezultatele contradictorii obținute de către alți autori. A fost stabilită similitudinea între globulinile de rezervă și sferulinile, proteinele eucariotelor inferioare. La început s-a presupus că sferulinile sunt predecesorii străvechi ai globulinelor de rezervă din semințe. Însă, mai târziu, a fost arătată similitudine între globulinele de rezervă și oxalate carboxilazele bacteriene. Astfel, cu probabilitate egală, precursorii străvechi ai globulinelor de rezervă din semințe pot fi fie sferulinele eucariotelor inferioare, fie oxalate carboxilazele bacteriene. Structura terțiară a tuturor acestor proteine este formată dintr-un beta-barier și un grup de alfa-helixuri. Remarc, sferulinelor este specifică extensia N-terminală nestructurată a beta-barierului. Relația structurală și evolutivă a acestor proteine este sigură. Acest fapt indică existența unui precursor comun care să prezinte atât trăsături caracteristice specifice sferulinelor, cât și oxalat de carboxilazelor. Am întreprins căutarea unui astfel de predecesor, utilizând programul furnizat de Centrul Național pentru Informații Biotehnologice. Această căutare s-a încheiat cu descoperirea proteinei din actinobacterii, care este un precursor evolutiv comun atât al sferulinelor cât și al oxalat de carboxilazelor. Acest fapt este dovedit de prezența în structura proteinei din actinobacterii atât a structurilor C-terminale, beta-barel și alfa-helix, cât și a extensiei nestructurate în
terminale. Utilizând programul furnizat de Centrul Național pentru Informații Biotehnologice, am efectuat o căutare largă de secvențe de aminoacizi, omologe globulinelor de rezervă, oxalat de carboxilazelor și sferulinelor. Între câteva sute de astfel de secvențe au fost selectate doar cele care sunt mai apropiate de trunchiul principal al arborului evolutiv. Secvențele selectate au fost aliniate. Prezint aici o mică parte a alinierii pe baza cărei a fost construit arborul evolutiv al globulinelor de rezervă. Pe baza arborului evolutiv rezultat, am stabilit că evoluția globulinelor de rezervă și a sferulinelor are loc după două scenarii independente. Precursorii evolutivi ai globulinelor de rezervă sunt oxalate carboxilazele bacteriene. Precursorii evolutivi ai globulinelor de rezervă din semințe sunt identificați printre algele, proteinele algelor verzi din filumul clorofita, care sunt structural înrodite cu oxalat de carboxilazele bacteriene. Acest arbor evolutiv a fost publicat de noi în anul 2015. Însă mai târziu, în baza de date a Centrului Național pentru Informații Biotehnologice, au apărut informații noi care ne-a permis să construim un arbor evolutiv mai informativ. Din acest arbor rezultă că precursorii străvechi ai globulinelor de rezervă bidomenice sunt oxalat de carboxilazele bacteriene bidomenice. Precursorii străvechi vegetali ai globulinelor de rezervă sunt proteinele algelor verzi din filumul harofita. Proteinele vicilino-similare, leguminosimilare, mă scuzați, și vicilino-similare sunt respectiv precursorii leguminelor și vicilinelor din semințe. În conformitate cu topologia arborului evolutiv, leguminele sunt precursori evolutivi ai vicilinelor. Această concluzie este confirmată de rezultatele analizei cantitative a structurilor primare și terțiare ale globulinelor. Pe parcursul evoluției globulinelor de rezervă s-a format un mecanism specific de reglare a degradării proteolitice profunde. Acestei studieri, acestui mecanism, este dedicată următoarea parte a lucrării. Conform datelor din literatură, subunitățile bidominice ale leguminelor sunt formate din alfa-catene și beta-catenele structural echivalente. Mai multe studii au arătat că beta-catenele nu conțin elemente structurale hipersensibile la atacul proteolitic. Structura alfa-catenii, prezentată aici sub formă de diagramă bandă, constă din trei elemente structurale. Un beta-barel format din beta-strânduri antiparalele, unit cu un grup de alfa-helixuri și o extensie nestructurată, C-terminală. Conform datelor din literatură, proteoliza leguminii începe cu clivarea extensiei C-terminale și apoi a grupului de alfa-helixuri. În urma acestui lucru se produce degradarea profundă a leguminelor prin mecanismul una câte una. Această informație a fost obținută în anul 2012 în cooperarea dintre Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea din Kyoto, în studiul proteolizii leguminii din soia. Soia este o plantă, din punct de vedere evolutiv, mai dezvoltată. Noi ne-am pus întrebarea, care sunt legitățile proteolizei la leguminelor din semințele altor plante, inclusiv din cele
mai vechi, precum ginkgo. Pentru a răspunde la această întrebare, am cercetat mecanismul proteolizei ginacinei, legumina din semințele de ginkgo. În acest scop, am obținut un preparat omogen de ginacină și am efectuat proteoliza limitată cu papaină. Papaina este o protează cisteinică înlutită cu proteinazele responsabile de mobilizarea globulinelor de rezervă în timpul germinării semințelor. Conform electroforezei, proteoliza ginacinii începe cu formarea fragmentului intermediar F1, apoi se formează fragmentele finale F2 și F3. Fragmentul F3 coincide după mobilitate cu beta-catenii. Remarc că pe electroforegramă nu există fragmente cu masa moleculară mai mică de 20 de kilodaltoni. Prin urmare, catenia în produsul de hidroliză, în produsul final al hidrolizei, produsele sunt scindate până la peptide cu mase moleculare mici. Am stabilit că punctele de scindare ale alfa-catenii sunt localizate în partea inițială a terminației, a extensiei C-terminale și între beta-bară și alfa-helixuri. Înainte de a trece la descrierea legităților de degradare proteolitică a ginacinii, menționez existența a două tipuri de mecanisme ale proteolizei, proteoliza limitată și proteoliza una câte una. Aceste mecanisme sunt caracteristice atât pentru proteinele vegetale, cât și pentru cele animale. În timpul proteolizei limitate, are loc scindarea regiunilor cu sensibilitate crescută la atacul proteolitic. Acest proces duce la scăderea masei moleculare a substratului proteic. În timpul proteolizei una câte una, are loc scindarea completă, explozivă, a întregii moleculi proteice. Acest proces este o reacție de ordinul pseudo-1 și ea decurge fără modificarea masei moleculare a proteinii reziduale. Pentru a descrie mecanismul proteolizei ginacinii cu papaine, am studiat cinetica acestui proces bazată pe determinarea a două valori relative, concentrația de masă și masa moleculară a moleculei reziduale nedisociate. Compararea acestor două mărimi ne permite să determinăm care dintre cele două mecanisme se observă pe măsură ce se dezvoltă acest proces, fie proteoliza limitată sau proteoliza una câte una explosivă. În prima etapă a proteolizei, până la 2 ore, scăderea concentrației masei proteinei hidrolizate este egală cu scăderea masei moleculare ale proteinei reziduale. Cu alte cuvinte, în prima etapă, aceste două valori coincid, ceea ce indică absența semnelor detectabile ale proteolizei una câte una. În a doua etapă, proteoliza limitată este completă, adică masa moleculară este constantă. Cu toate acestea, concentrația de masă a proteinei scade linear, ceea ce este un semn al proteolizei una câte una. Scăderea concentrației de masă relativă a proteinei, ca urmare a proteolizei limitate, este egală cu 100% minus masa moleculară. Prin urmare, cinetica exclusiv a proteolizei una câte una poate fi descrisă de un al treilea grafic care reprezintă suma valorilor P plus și 100 minus M obținute experimental. Extrapolarea celui de-al treilea grafic până la 0 duce la o valoare care depășește 100%.
Astfel, analiza cinetice proteolizei genacinei duce la două concluzii. Genacina nativă este insensibilă la proteoliza una câte una și a doua, scindarea profundă a genacinii prin mecanismul una câte una începe abia după atingerea unui anumit nivel al proteolizei limitate. Astfel, proteoliza limitată a genacinii joacă un rol regulator, inițiind degradarea masivă a acestei proteine prin mecanismul una câte una. Secvențele de aminoacizi ale leguminelor din semințele spermatofitelor sunt foarte conservative, atât în regiunea beta-barelui, cât și în regiunea alfa-helixurilor. Este posibil ca regiunea alfa-helixurilor să fie capabilă de scindare și degradare ulterioară în timpul proteolizei leguminelor din semințe, nu numai de ginkgo, ci și de alte plante. Pentru a verifica această ipoteză, am comparat secvențele de aminoacizi ale alfa-catenelor genacinii și tuturor celorlalte legumine cu structura terțiară cunoscută. S-a constatat că accesibilitatea la solvent și, prin urmare, sensibilitatea la proteoliza limitată a regiunii alfa-helixului este de 2-3 ori mai mare decât cea a beta-barelului. Acest fapt indică capacitatea potențială de scindare profundă a buclei dintre beta-barel și alfa-helixul în toate proteinele din familia leguminelor. Rezultatele cercetărilor noastre arată că capacitatea leguminelor de a degrada masiv prin mecanismul una câte una, dobândită abia după finalizarea unei proteolize limitate profunde, a apărut deja în stadiile incipiente ale evoluției acestor proteine. Prin urmare, se poate presupune că rolul proteolizei limitate în inițierea degradării profunde s-a păstrat în timpul evoluției la proteinele familiei leguminelor. Experiența studierii legităților de degradare proteolitică a genacinii au jucat un rol pozitiv în studiul perspectivelor utilizării proteolizei limitate pentru a reduce nivelul de alergenicitate a globulinelor de rezervă. Analizei unor astfel de perspective este dedicată a treia parte a lucrării. În prezent, până la 30% din populația lumii suferă de boli alergice, printre care alergia alimentară joacă un rol semnificativ. Alergeni sunt numeroase proteine de rezervă din semințe, în special globulinele de rezervă din semințele de arahide și soie, utilizate pe scară largă în industria alimentară. Am constatat că proteoliza lor limitată poate fi o modalitate de a reduce alergenicitatea globulinelor de rezervă din semințe. Pentru a testa această ipoteză, am obținut preparate omogene de vicilină și legumină din semințele de arahide și am cercetat proteoliza lor limitată. Am stabilit că proteoliza limitată a leguminei din arahide cu tripsine începe cu scurtarea C-terminală a alfa-catenii și se termină cu scindarea legăturii peptidice din interiorul buclei dintre beta-barel și alfa-helixuri. Regiunea scindată în proteoliza nativă conține 3 din cei 4 epitopi identificați în această proteină, care determină respectiv alergenicitatea ei. Astfel, proteoliza limitată a leguminei din arahide duce la o reducere semnificativă a alergenicității sale.
Rezultate similare au fost obținute la analiza literaturii privind legitățile proteolizei limitate a leguminii din soia. În timpul proteolizei limitate a leguminii din soia, la fel, se distruge regiunea C-terminală a alfa-catenii, unde sunt prezenți epitopii localizați în această proteină. Astfel, proteoliza limitată duce la reducerea alergenicității leguminii din soia. Secvențele de aminoacizi ale leguminelor din semințele diferitor plante, în regiunea dintre beta-barel și alfa-helixuri, sunt foarte conservative. Și în aceste locuri, sunt identificați majoritatea epitopilor care determină alergenicitatea lor. Acest lucru este în favoarea perspectivelor de a utiliza proteoliza limitată pentru a reduce alergenicitatea leguminilor, nu numai din arahide și soia, ci și din alte plante. Perspectivele de reducere prin proteoliza limitată a alergenicității vicilinii din arahide sunt de asemenea favorabile. Am stabilit că proteoliza limitată cu papaine distruge complet regiunea N-terminală nestructurată, care în structura primară sunt localizați o treime din epitopii identificați în această proteină. Prin urmare, proteoliza limitată poate fi recomandată ca o modalitate de a reduce semnificativ nivelul de alergenicitate a globulinilor de rezervă din semințele de soie și arahide, semințele cărora sunt pe larg utilizate în produsele alimentare. Studiile noastre duc la o serie de concluzii intermediare descrise detaliat în teză. Aici, cu permisiunea dumneavoastră, mă voi limita doar la câteva concluzii. Prima, precursorii evolutivi ai globulinilor de rezervă din semințe sunt oxalat de carboxilazele bacteriene, dar nu sferulinele eucariotelor, cum s-a crezut anterior. A doua, proteoliza limitată joacă un rol regulator în degradarea masivă a globulinilor de rezervă din semințe. Și a treia, proteoliza limitată poate fi utilizată pentru a reduce semnificativ alergenicitatea globulinilor de rezervă din semințe. Mulțumesc pentru atenție! Întrebări? Poftim întrebări? Membrii Consiliilor, aveți întrebări prin Zoom? Noi mulțumim pentru prin, da? Da. Nu sunt întrebări. Eu am atunci să întreb. Pe mine mă interesează cum dumneavoastră ați determinat alergenicitatea după proteoliza limitată. Unde sunt lucrări, aveți publicate? Da. Da. Mm-hmm. Alergenicitatea am determinat-o pur teoretic, ieșind din bază ce determinare experimentală continuă pe parcursul avem. Mm-hmm. Să continuăm. N-am determinat pe organismele vii. Da, dar vreau să zic că dumneavoastră presupuneți că în principiu, elementul de alergenicitate, da? Acest principiu, desigur că este favorabil pentru plante, pentru ca sămânța să păstrează, să nu fie degradată de dăunători. Probabil de aceasta s-a întărit în evoluție la diferite specii de plante. De ce eu aș întreba dacă ați încercat elementele acestea de proteoliză să le testați în formă cinetică asta de proteoliză la diferite surse de proteine de rezervă. Că acest prag la dumneavoastră 3 ori acolo, da? Acest șold, aș spune, da? El poate fi diferit, deoarece vreau zic că el clar, când merg proteoliza inițială, se descoperă unele site-uri care
devin accesibile pentru proteolism. Dar numărul acesta de site-uri poate fi diferit la diferite proteine. N-ați cercat să faceți din diferite surse. Dacă înțelegeți întrebarea sau nu? Când la început, la dumneavoastră, merge primele trei ori, merge proteoliza și micșorează conținutul de proteine și... Nu, la început se micșorează, da? Masa moleculară. Și masa moleculară, dar pe urmă se începe și, într-adevăr, se vede la dumneavoastră cum micșorează masa moleculară, prin foreză se vede, parțial. Dar pe urmă, într-adevăr, încep să dispară acestea, dar se începe proteoliza, cum vă numiți, un activ. Da. De ce aici e foarte interesant, din punct de vedere așa, ca poate, dacă n-ați făcut în viitor, mie îmi pare că e interesant de determinat dacă la diferite surse de proteine care sunt alergenice, vreau zic, acest prag este același. Dacă el este același, e foarte important. Și vreau zic, și dacă acest element, într-o oricare măsură, depinde cu gradul de proteoliză, de alergenicitate a surselor de proteine. Dar ați făcut numai la... Numai cu semințele de arahide. La semințele de arahide. Bine, aveți mai... Sunt întrebări. Mie îmi pare că aici, totuși, eu când la prealabil am dat întrebarea că... Domnul președinte, bună ziua! Bună ziua! Aveți dumneavoastră, da, doamnă? Da, eu am niște întrebări, dacă dumneavoastră îmi permiteți. Da, poftiți, eu am întrebat dumneavoastră. Da, eu am auzit, dar greu m-am orientat cu tehnica. Poftiți! Deci, în primul rând, vreau să felicit întreaga comunitate științifică, în special cea universitară, cu susținerea pe care ALA în sfârșit o realizează astăzi și să-i doresc succes, dar am câteva întrebări. Prima, aș fi dorit ca ALA să numească, vă rog, bazele de date, știi cu limita date pe care dumneavoastră le-ați utilizat pentru analiza relațiilor filogenetice a acestor două tipuri de proteine de rezervă. Bazele de date și tipul de metadate. Baza de date a fost Centrul Național pentru Informații Biotehnologice, NCBI, dar datele probabil aveți în vedere PDB-urile, fișierele PDB. Toate tipurile de date, da. Care datele ați analizat? Anume PDB, structura care, fișierii care furnizează informații despre structura proteinelor. Doar structura proteinelor. Da. Și spățiere. Dar ce indicatori mai sunt în NCBI? Ce indicatori care caracterizează aceste proteine? Acolo mai sunt și cu genele din ADN, cu genele. Dar de ce n-ați luat și genele? În analiza bioinformatică. Dumneavoastră vă bazați pe un singur tip, numai pe structură. Și eu aș fi vrut următoarea întrebare să vă dau dacă toate datele au aceeași valoare în analiza filogenetică, dar dacă dumneavoastră ați utilizat un tip de date, atunci eu vreau să-mi răspundeți din punct de vedere teoretic. Dumneavoastră ați utilizat bazele de date în analiza bioinformatică, dar întrucât aveți un aspect foarte important cum reprezintă filogeneza și aspectele evolutive, mi-aș dori să-mi spuneți dumneavoastră dacă există metode experimentale prin care se determină filogeneza și evoluția speciilor. Metode experimentale de studiu, în afară de analiza bioinformatică. Analiza bioinformatică a relațiilor evolutive noi le-am determinat cu ajutorul programului TRECON. Dar experimentale, nu știu, n-am lucrat. Nu, dacă există literatură. Eu vă întreb chiar la proteinele, furtim? Păi n-am tras atenție la nume, la metodele astea practice. Vedeți dumneavoastră că vorbiți despre proteinile de rezervă 11S care, de exemplu, la Floarea Soarelui, Irina Anisimov, la San Petersburg, încă prin anii 80, a făcut analiza filogenetică în baza analizelor genomice și în baza experimentală a proteinelor. Adică, dacă dumneavoastră vorbiți despre evoluție și filogenie, dumneavoastră ați folosit o metodă bioinformatică în baza unor date de structură, dar ar fi bine să cunoașteți și metodele experimentale de analiză, fiindcă sunt diferite metode citogenetice,
sunt metode genetice în baza analizei bioinformației a genelor, dar și în baza imunoproteinelor. Mai am o întrebare. Doamna Cârmeșan, totuși observațiile le faceți după ce vă răspunde. Nu observați, imunul răspuns la întrebarea doamnei. Mai am o întrebare care vreau să-i ofer, este întrebarea. Spuneți, vă rog, ce elemente din noutate aduceți dumneavoastră, comparativ cu studiile anterioare care s-au efectuat în laborator, în ceea ce privește analiza relațiilor filogenetice și evolutive, precum și în mecanismul proteolizei și alergenității. Deci ce a fost făcut până la dumneavoastră și ce nu ați avut dumneavoastră cu lucrarea de astăzi? Așa, în ceea ce ține de evoluție, doar până când noi am început, când am început să lucrez asupra tezei, în datele din literatură era cunoscut, erau date contraedictorii. Nu din literatură, din laborator. Ce a fost făcut până la dumneavoastră în laborator? În laborator? Da. Până la, când am început lucrul, de exemplu, se știa că predecesorii străvechi ai globulinilor sunt fie sferulinile, dar fie oxalate carboxilaze, adică era cu probabilitate 50-50 care sunt predecesorii. În ceea ce ține de proteoliză, a fost studiată proteoliza la plantele, la leguminele din plantele mai evoluate, cum ar fi soi, dovleac, însă nimica nu se cunoștea despre mecanismul proteolizei la plantele mai vechi, cum ar fi ginkgo. Așa. Ceea ce ține de alergenicitate, în laborator nu s-a lucrat cu alergenicitate, am început noi să lucrăm. Când am început lucrul, este a fost proiectul instituțional, ultimul proiect instituțional, în anii 2015-2019, unde noi am lucrat asupra alergenicității. Mulțumesc mult, întrebări nu mai am. Mulțumesc, doamna academician, întrebări mai. Nu sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc pentru prezentare. Zic că secretarul științific, cred că mă trebuie să prezinte recenzii, avizurile la autoreferat. Disertație. Onorată asistență, evaluarea și examinarea tezei de doctora doamnei Cherdivară Ala, temă globulini de rezervă 7-11 din semințe, evoluție, proteoliză, alergenicitate de către seminarul științific de profil la specialitate 163.02 biochimie din cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a avut loc pe 27.02.2020. Experții tezii nominalizați de către Seminarul Științific de Profil, doctor conferențiar universitar Leșanu Mihai, doctor habilitat cercetător conferențiar Rotari Alexandru, doctor conferențiar universitar Port Angela, precum și membrii Seminarului Științific de Profil, au menționat unele obiecții și recomandări, majoritatea cărora au fost corectate, iar teza reexaminată de către președinte Seminarului Științific de Profil și recomandată spre promovare în Consiliul Științific al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. Recomandările și obiecțiile la teza de doctor expuse în nota informativă parvenită de la ANACEC, aprobată în ședința Comisiei de Experți și confirmată prin decizia Consiliului de Conducere al NACEC la 31 iulie 2020, privind teza de doctor a doamnei Cherdivară Ala cu titlul Globulinii de rezervă 7S11S din semințe, evoluție, proteoliză, alergenicitate la specialitatea 163.02 biochimie din 31 iulie 2020 au fost luate în considerare și corectate, care urmează a fi expediate ulterior cu dosarul materialelor la ANACEC. În Consiliul Științific Specializat de 163.02.26 din cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor au fost prezentate avizele referințelor oficial, inclusiv a domnului doctor habilitat, cercetător conferențiar Rotaru Alexandru, și a doamnei doctor, conferențiar universitar,
Portangela. În Consiliul Științific Specializat, de asemenea, au parvenit avize la rezumatul tezei de doctor a doamnei Chirdivară Ala de la Savanț, din țară și de peste Hotare, inclusiv de la Androni Clarisa, doctor conferențiar, cercetător, directorul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, Republica Moldova, Cesnakov Iurii Valentinovici, doctor habilitat biologических наук, директор Федерального научного учреждения Агрофизический научно-исследовательский институт, город Санкт-Петербург, Россия. Кривой Аурелия, доктор хабилитат, профессор университет, Университет Аристаден Молдова, лабораторию де черчетерш кинцифичи, екофизиологии умана ши анимала. Лешану Михай, доктор конференциар университет, Университет Аристаден Молдова, факультет де биологии и шпедологии. Булимага Валентина, доктор ен биологии, черчетер, științифик координатор, Университет Аристаден Молдова, лабораторию де черчетерш кинцифичи, фитобиотехнологии. Дягилева Анжела, доктор чечетător științific, координатор Университета Аристаден Молдова, лабораторию для чечетър științифичи, генетика молекулары. Гинда Сергей, доктор хабилитат в медицину, профессор чечетător, шеф де лаборатор, институту де пневмония, пневмология, Кирилл Драгомир, лабораторию иммунологии и алергологии, Республика Молдова. Валентин Гудумат, доктор хабилитат в медицине, профессор университет, Университет дистанции медицины и фармации Николай Тестимицанов, кафедра медицины де лаборатор Республика Молдова. În avizele respective nu sunt menționate careva obiecții. În general, se remarcă faptul că obiectivele fundamentale și aplicative înaintate au fost efectuate la nivel metodologic și experimental modern. Rezultatele obținute, corelate cu scopul și obiectivele tezei, sunt foarte semnificative pentru ramura studiată și pot fi solicitate pentru utilizare în lucrări de inginerie genetică și în procesul didactic la cursurile de biochimie și proteomică. De asemenea, sunt menționate unele rezultate obținute în premieră care au fost publicate în jurnale științifice cotate, inclusiv Biochimia, Agricultural Biology, Molecular Life și prezentate la foruri internaționale. De asemenea, este menționat că autorul a demonstrat că este o persoană bine pregătită din punct de vedere profesional și științific și a dovedit că are stilul propriu de a analiza și a evalua fenomene științifice. Analiza și modul de interpretare a rezultatelor experimentale demonstrează capacitatea și maturitatea științifică a competitorii care discută rezultatele în limitele datelor experimentale fără extrapolări nejustificate și nestandarte. Se remarcă seriozitatea, scrupulozitatea și modestia competitoarei care se bază pe datele experimentale și pe solida sa pregătire științifică. În baza analizei rezumatului tezei de doctor în științe biologice, publicațiilor a implementării rezultatului în practică, practic, autorii își exprimă convingerea că după noutatea sa, semnificația științifică a rezultatelor și interpretarea datelor, lucrarea doamnei Chirdivară Ala corespunde cerințelor Agenției Naționale de asigurare a calității în educație și cercetare din Republica Moldova față de tezele de doctor, iar autorul merită conferirea titlului de doctor în științe biologice la specialitate 163.02 biochimie. Mulțumesc, aveți ceva de comentat? Vreau să mulțumesc tuturor savanților care au acordat timp și au recenzat această lucrare. Într-adevăr, foarte solid, savant, doi directori de institut, extraordinar, da, din diferite locuri, având în vedere starea de spirit, susținut la nivel foarte înalt. Acum eu prezint
calitățile doctorantului, conducătorul științific, care cu părere rău nu este, dar el poate să vorbească pe dumneavoastră. Eu cățeva Andrei Dimitrici. Andrei Dimitrici. Andrei Dimitrici. Bulem? Da, da, da. Aude el, da? Профессор Шутов, научный руководитель, сейчас после ковида дома, и он хочет сказать пару слов. Да. Андрей Ильич, говорите. Скажу коротко главное. Я удовлетворен работой Аллочек Ивары, которая за короткий срок освоила методы исследования по всем трем направлениям диссертации. Следует отметить не только высокий уровень экспериментальных способностей Аллы, что позволило получить интересные и значимые данные, но и ее активное участие в интерпретации полученных результатов. В коллективе Алла Кердивар очень надежна и ответственна в любой работе. Более подробно мое мнение изложено в отзыве. Благодарю за внимание всех присутствующих, господина председателя ученого совета Александра Павловича Доскалюка, всех членов ученого совета и, конечно, оппонентов профессора Ротаря Александра Ивановича и госпожу доктор Анжелу Корт. Всем желаю успехов и здоровья. Спасибо. А вам выздоровления. Слышали? Спасибо. Спасибо, пока. Да, Акум trecem la părerile oponenților, referențelor oficiale. Da? Domnul Rotar, Rotare Alexandru. Poftim. Aude el, da? Aud, aud. Da. Bună ziua! Mulți stimate președinte a Consiliului, stimați membri, onorat asistenți, am ascultat o lucrare foarte interesantă în domeniul biochimiei. Nu mai spun denumirea, cred că a fost pusă de câteva ori. Vreau să mă opresc la acele momente în avizul care este prezentat pentru susținere. Problema discutată în lucrarea prezentată la recenzie are o deosebită actualitate valoroasă, atât fundamentală cât și aplicativă. Această concluzie este de la însemnătatea proteinilor vegetale de rezervă din semințe de tipul globulinilor folosite în dieta umană. La această concluzie este necesar de menționat că majoritatea proteinilor de rezervă din semințe sunt incluse în două familii, globuline, peptide spicilini și globuline 11 și legumine. De asemenea, ieșind din denumirea tezei, cercetările efectuate de doctorante ne dovedesc încă o parte pozitivă a actualității studiului consacrat celor mai necesare momente a globulinului de rezervă, și anume în aspectul evoluției acestor proteine proteolizei și alerginicității de care în mare măsură depinde însușirile de folosire acestor proteine în alimentație. Este necesar de menționat că numai datorită nivelului înalt metodologic propus de conducătorul științific profesorul Andrei Șutov și folosite cercetările efectuate în domeniul biochimiei proteinilor, în oarecare măsură pot să ajute la rezolvarea problemei fundamentale acestor proteine incluse în această lucrare de doctorat. Cercetările au fost efectuate în laboratorul cercetărilor științifice biochimia plantelor al Universității de Stat din Moldova în anii 1914, pe 2014-2019. Este necesar de menționat că cunoașterea detaliată a literaturii pe specialitate a permis doctoratii să argumenteze profund scopul investigațiilor, care demonstrează necesitățile efectuării acestor proteine și constă în studierea legităților formării structurii conservative a globulinilor de rezervă din semințe în timpul evoluției, stabilirea mecanismului de degradare proteolitică acestora și analiza precursorilor proteolizei limitate pentru reducerea nivelului de alerginicitate.
Pentru realizarea acestui scop, autoarea tezii a formulat câteva obiective care reiese din necesitățile cercetărilor pentru a rezolva probleme legate de evoluție, proteolizie și alergenicitate unor disecții. Teza este constituită din compartimentul introductiv, 4 capitole, concluzii generale și recomandări. Bibliografia include 120 titluri, este scrisă pe 150 de pagini, dactilografiate, text de bază 16 pagini și este documentată cu 64 figuri și 14 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 19 articole, pe care 9 articole și 9 teze la conferință. Trecând la analiza generală a cercetărilor desfășurate de doctorante, vreau să menționez că în primul capitol, globulinul de zero din semințe, este prezentată o analiză profundă a literaturii și profilul temii de doctorat, în care sunt descrise structurile primare și superioare a globulinilor de rezervă din semințe. Este foarte bine prezentat un număr limitat de secvențe de aminoacizi a globulinilor perfilți și multuri serios, de bază cărora a fost dovedită rugenie evolutivă acestor globulini bazate pe coincidența stabilită a structurii pe zone intron, a genelor acestor proteine. De asemenea, această rugenie a globulinilor 711 a fost confirmată prin suprapunerea parțială sau chiar completă a poziției structurilor secundare. În secvențele acestor proteine s-a stabilit că cei mai vechi precursori evolutivi ai globulinilor de rezervă din semințe pot fi numiți oxalate, carboxilate, bacterie sau sterulinile. Înrudite cu globulinile de rezervă după structurile primare, terciare și quaternare. În același timp, până în prezent nu existau un răspuns convingător la rezolvarea acestor probleme atât de necesare. În analiza rezultatelor bibliografice, un interes deosebit prezintă rezultatele mecanismelor proteolizei, mai ales a proteolizei limitate a globulinilor 7S, care depind în mare măsură de caracteristicile individuale ale structurilor lor terțiare. După cum descrie autoarea tezii, există două mecanisme de proteoliză proteinelor limitate și nelimitate, una câte una. Diferențele principale între aceste mecanisme constă în modul de efectuare a proteolizei. Cea limitată depinde de structura sa terțiară, iar proteoliza una câte una este determinată de variabilitatea structurii terțiare a proteinelor, dar proteoliza de tip mixt, una câte una și limitate de curb simultan. Independent una de alta, prezintă interes deosebit în studierea doctorantei a literaturii de profil legate de reglarea, degradarea masivă a globulinilor de rezervă, care depind de activitatea zeinilor, dar cea mai necesară uniformitate a acestui capitol reprezintă alergenicitatea globulinilor 7S-11S, care în mare măsură influențează fragalității acestor proteine folosite în alimentație. Toate acestea, după cum este menționat în lucrare prezentată, cercetări în acest domeniu nu au fost efectuate. Se termină acest capitol cu concluzii, cu câteva obiective și sarcini formulate pentru studiere mai departe a acestor globuline de rezervă din semințe. Următoarele trei capitole, 2 și 4, sunt consacrate părții experimentale a tezii. Capitolul 2, originea și evoluția structurilor globulinilor de rezervă din semințe, este rezolvată în această problemă. Autoarea include în acest capitol metode foarte moderne, nu să le mai numesc, pentru că sunt foarte multe metode, dar toate metodele care sunt folosite sunt ultramoderni și sunt folosite pentru analiza lor evolutivă. De asemenea și programe folosite pentru analiza structurilor terțiare ale proteinilor. Construirea diagramelor
фактика и алиниера структурала. Програма Schweiss-Model a fost utilizată pentru a construi structurile terțiare și quaternare model ale proteinelor studiate și strategie de cercetare formată în câteva poziții care reflectă toate etapele de rezolvare a structurii strategiei cercetărilor efectuate. Analizând foarte experimentală tezii, am observat că doctoranta, prin studierea originii și evoluției globulinilor de rezervă, a prezentat și căile independente de evoluție globulinilor de rezervă și a germenilor, de asemenea și taxonomie organismelor, ale căror proteine sunt folosite pentru a analiza relațiile, taxonomia organismelor, ale căror proteine sunt folosite pentru a analiza relațiile și căile independente ale evoluției globulinilor de rezervă din semințe și a germenilor. Se finisează acest capitol cu concluzii. Capitolul 3 este consacrat studierii profunde cu folosirea multor metode ultramoderne ale citeților proteolizei din semințe de GMO. Sunt prezentate material și metodele de cercetare folosite la izolarea, purificarea și proteoliza globulinilor ianicinii din GMO. Aceasta autoarea tezii, folosind metodele de electroporecție în el de polietrilamid, a prezentat și bine ilustrat electroporegramele și cromatogramele obținute pe coloana cu fenil cefadex a genacinii parțial purificată prin salicilieri. În altă experiență a fost efectuată structură studierea proteinelor disociații cu todesulfat de sodiu, care a fost efectuată într-un gel de poliacră de 15% masă după volum, în sistemul tampon lamii. Au fost utilizați markerii moleculari, BioRai. Un moment pozitiv este menționat în lucrare și bine prezentat în studierea analizei cineticii proteolizei limitate. De asemenea, a fost efectuată utilizarea identificării punctelor probabile de scindare a genacinei în timpul proteolizei. În alte experiențe sunt prezentate rezultatele electroforetice și cromatografice a extractului brut din semințe de GMO și a fracțiilor precipitate cu sulfat de amoniu în diferit interval de concentrație. De asemenea, și a preparatului de globulină 11S parțial purificat prin saliviere cu sulfat de amoniu și a genacinii intact cu produsele de proteoliză, în prezent și în absența mercaptanolului, demonstrând și masele moleculare ale markerilor prezentați. Un deosebit interes prezintă informații despre cinetica proteolizei genacinii, care depinde de pierderea masei moleculare în timpul proteolizei, una pe una, iar modificările structurale ale genacinii în timpul proteolizei limitate pot fi evaluate doar pe baza modelului de structură terțiară și quaternară și de asemenea pe baza informațiilor disponibile privind electricitățile proteolizei altor globulini 11S din semințe. Pentru analiza relațiilor filogenetice din acină și globulinele 11S, ale căror structură cristalină sunt stabile, ne demonstrează că structura globulinei 11S din amarant este cea mai potrivită pentru a fi utilizată în calitate de șablon. Un rol numai puțin important prezintă reglarea proteolizei limitate comparativ cu rolul specific al rezidiului de aminoacizi în formarea interacțiunilor intersubunitare în structura globulinilor 11S. De încheie acest capitol cu o mică concluzie în care doctoranta totalizează cercetările efectuate. Capitolul 4, doctoranta prezintă cercetările consacrate proteolizei ca modalitate de reducere a alergenicității globulinilor de rezervă din arachidii. Ca material pentru acest capitol au fost selectate anume arachidele, fiindcă ele au
un conținut bogat de algericență. Pentru rezolvarea acestei probleme, doctoranta menționează că cea mai mare algericitate printre proteinele de rezervă este observată la globulinele din semințele arahidilor și soii. Afară de această doctorantă avea de asemenea informație din literatură pe specialitate că proteoliza alimentată duce la micșorarea alerginicității globulinilor. Mai departe, doctoranta scrie foarte detaliat metodica izolării și purificării alergenților ARA-H1 și ARA-H3 din globulinile șapios și din cotiledoanele de arachide. Este deosebită descrisă metodica proteolizei globulinului 7S folosind enzima papaină, proteină reziduală disociată cu dodețil sulfat de sodiu din hidrolizate a fost studiată prin metodă electropoietică în gel de poliacrilamidă. Din toate cercetările situate, doctoranta ajunge la concluzie că prin proteoliza limitată se poate reduce alerginicitatea nu numai a globulinilor 11 din arachid, dar și a altor globuline de rezervă din alte familii și o recomandă ca o modalitate de reducere semnificativă a nivelului de alerginicitate a globulinilor de rezervă din arachid și soia, care sunt folosite pe larg în alimentație. Se finisează această lucrare cu concluzii generale și recomandări. Constatând că originea semnificativă a globulinilor de rezervă a fost stabilită din semințele leguminei și vicelinii, din oxalate carboxilazele bacteriene bitominale și că cei mai vechi precursori vegetali al globulinilor de rezervă sunt proteinele din alga verde Plebomastrum nigrans. Ca recomandare, doctoranta propune folosirea proteolizei limitate ca o modalitate de reducere a alerginicității globulinilor de rezervă din arachide și soia. În prezență, în general, piesa prezentată după volumul cercetărilor efectuate, rezultatele experimentale obținute și interpretărilor este o lucrare pensată în același timp, în procesul analizei au fost câteva observații mai mult redacționale. De exemplu, la pagina 59-60, figura 2-7 se repete de două ori și altele. În întregime, forma prezentării este puțin nu corespunde ghidului de redactare pieselor de doctorat, asta din extractul tău, din anexa de la decizia ANACET, numărul 5, din 18 decembrie 2018. Celelalte obiecte din prima variantă a avizului sunt pe deplin corectate de către autoarea piezii. Luând în considerare toate cele expuse mai sus și apreciind în ansamblul său activitatea de cercetare științifică și rezultatele autentice obținute, menționez că lucrarea piezii prezentată de doctoranta Ala Cădivară, globulinii de rezervă 7S și 11S din semințe, evoluții proteoliza alerginicitate, este apreciată pozitiv și poate fi recomandată pentru confirmare la ședința ANACET. Iar autoarea, cu sinceritate, merită papirea titlului științific de doctor în științe biologice, la specialitate 163.02, biochimie. Mulțumesc de atenție! Mulțumesc! Aveți răspunde. Bună ziua! Obiecțiile dumneavoastră vor fi luate în considerație și vreau să vă mulțumesc mult pentru onoarea de a recenza această lucrare. Ați avut onoarea să recenzați o lucrare foarte serioasă. Vă mulțumesc bine. Acum dăm cuvântul următorului Portangela, da? Stimați președinte al Consiliului, stimați membri ai Consiliului Științific și stimați colegi. Avizul la criza menționată l-am realizat gândându-mă de prepările oritative ale regulamentului în vigoare, care sunt 10 la număr și respectiv astfel voi relata și informația. Deci, baza teoretică a tezei. Sper că nu este o problemă cu masca, se aude pentru protocol. Da.
Teza de doctor este consacrată elucidării unor aspecte necunoscute privind mecanismul de degradare a globulinilor de rezervă din semințe și a perspectivei de utilizare a acestor procese biochimice ca metodă de reducere a potențialului alergen al produselor alimentare ce conțin proteine vegetale. În contextul diversificării formelor de alergie și al susceptibilității umane crescute la alergeni naturali, printre care și globulinele de rezervă din semințele mai multor specii de plante, utilizate ca surse majore de proteină, problema siguranței alimentare este una prioritară. Din acest punct de vedere, tematica lucrării este de actualitate, subiectul fiind abordat multilateral prin investigații biochimice și de filogenie moleculară. Este prezentat stadiul actual al cunoașterii privind structura, evoluția, procesele de degradare a proteinelor de rezervă din semințe, prin analiza cercetărilor naționale și internaționale. Un subiect aparte este dedicat globulinilor 11 și 7S și al determinanților antigenice pe toate imunoglobulinele B din structura primară ca factor responsabil de reacții alergice. Autorul interpretează datele din literatură cu privire la precursorii evolutive globulinilor din semințe, care pot fi oxalate carboxilajele bacteriene sau spirulinele înrudite structura informației care au stat la baza ipotezei de cercetare. De asemenea, un alt subiect de interes al competitoare a fost generat de informațiile cunoscute cu privire la rolul proteolii delimitate în inițierea degradării masive a globulinilor a două specii de plante, soia și dobleac, fiind înaintată ipoteza unor particularități funcționale similare întregii familii de globuline, 11S. Cercetările efectuate se încadrează în obiectivele prevăzute de direcțiile prioritare de cercetare ale țării, prioritatea numărul 2, agricultura durabilă, securitatea alimentară și siguranța alimentelor, și a preocupărilor științifice la nivel internațional. Inovația și originalitatea științifică. Teza de doctor aduce contribuții noi în elucidarea unor aspecte teoretice fundamentale cu referire la originea globulinilor de rezervă din semințe, autorul stabilind că precursorii străvechi ai acestui grup de compuși sunt oxalat de carboxilazele bacteriene. S-a demonstrat rolul proteolizei limitate în reglarea degradării proteolitice masive a globulinilor 11S din Cinco, unul din cei mai vechi reprezentații spermatofitilor. De asemenea, a fost relevată scindarea prin proteoliza limitată a regiunilor din structura primară a globulinilor 11S din arahide ce conțin determinanții antigenici, responsabili de reacții alergice. Autorul înaintează ideea unui posibil mecanism comun de reglare a proteolizei proteinilor de rezervă specific întregii familii de globuline 11S din semințe. Valoarea practică a cercetării. Rezultatele științifice privind aspectele similare ale mecanismelor biochimice de mobilizare a proteinilor de rezervă din semințele diferitor specii de plante completează cu date noi cunoștințele fundamentale din domeniul biochimiei proteinilor și prezintă interes pentru cercetările care au ca scop micșorarea potențialului alergen a semințelor utilizate pe lat în industria alimentară. Autorul argumentează pe modele teoretice posibilitatea utilizării proteolizei limitate ca principiul unei metode de reducere a nivelului de alergenitate provocată de proteine de rezervă din semințe de arhide sau ale altor plante care conțin proteine similare. De menționat că autorul a reușit să implementeze cunoștințele noi în procesul didactic la cursurile de lecții biochimie și proteomic la care este și titular. 4. Calitatea metodologică a cercetării. Obiectivul principal al studiului a fost bine formulat, fiind trasate clar sarcinile teoretice și practice ale investigațiilor. Abordarea metodologică a cercetărilor a debutat cu analiza bioinformatică a secvențelor de aminoacizi ale globulinilor de rezervă stocate în bazele de date, în scopul elucidării gradului de similaritate a structurii proteinilor de origine procariotă și eucariotă și a relațiilor filogenetice dintre ele. În baza datelor teoretice obținute, autorul a identificat reușit două modele pentru investigațiile biochimice. Semințele de Ginkgo biloba, fiind unul dintre cei mai vechi reprezentanți ai spermatofitilor, în scopul investigării cinetice proteolizei globulinilor 11 și descrierii mecanismului de reglare al degradării proteolitice profunde, precum și semințele de arahide, cunoscute prin nivelul ridicat de alerginitate pentru a analiza modificările structurale globulinele 11-7S survenite în decursul proteolizei acestora și a estima efectele potențiale de reducere a alerginității globulinilor de rezervă prin proteoliza limitată. Pentru fiecare obiectiv analizat, sunt prezentate metodele de cercetare, acestea fiind integrate în capitolul de rezultate. Se remarcă procesarea și analiza teoretică interpretivă bună a autorului în capitolul de contribuții personale.
Autorul descrie detaliat datele biochimice obținute, fiind utilizate diferite forme de prezentare, 14 tabele, 64 figuri, formule. A fost obținut și analizat un volum destul de mare de date teoretice și experimentale, fapt care a permis formularea și argumentarea concluziilor științifice. Autorul demonstrează capacități bune de a realiza o cercetare științifică în mod creator și responsabil. Conceperea și calitatea textului. Conținutul tezei este prezentat în 4 capitole de bază, cu un volum informațional suficient de echilibrat. Lucrarea conține de asemenea compartimente introducere, bibliografie, anexe și alte componente prevăzute regulamentar. Capitolul 1, dedicat stadiului actual cunoașterii, este expus pe 25 pagini, repartizat în 4 subcapitole. Contribuțiile personale sunt expuse structurate în capitolul 2, 3 și 4, care includ metode de investigare, rezultatele analizate și concluzii. Teza finalizează logic cu o sinteză generalizată a rezultatelor în 5 concluzii și o recomandare. Etapele de studiu sunt logic expuse, având o succesiune științifică argumentată, de la cercetări in silico prin programe și instrumente bioinformatice adecvate obiectivelor analizate, ca NCBI Blast, Plastol și Tricon, la cercetări biochimice in vitro, extragere, fracționare sulfat de amoniu, cromatografie, electroforeză și obținerea rezultatelor de confirmare a ipotezelor cercetare înaintate. În mare parte din conținutul tezei se constată corectitudine stilistică și gramaticală în modul de expunere a informației. Asigurare bibliografică. Au fost utilizate 120 de surse bibliografice, ceea ce reflectă nivelul de cunoaștere a problemei de către autor. Este salutabil faptul că majoritatea lucrărilor la care autorul face referință prezintă articole din reviste prestigioase de peste hotare. Corectitudinea în descrierea referințelor este respectată. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor. În teza de doctor sunt evidențiate 5 concluzii generale și o recomandare a rezultatelor științifice. Primele 3 concluzii se referă la rezultate teoretice obținute prin metode bioinformatice și câte o concluzie emisă în baza rezultatelor experimentale pentru obiectivele 4-5 ale tezei. Prezentarea rezultatelor obținute este corelată cu tema, scopul și cu obiectivele tezei formulate în introducere. Concluziile cercetării științifice sunt bine expuse și argumentate, fiind evidențiat aportul personal. Autorul sublinează concludent valoarea aplicativă a rezultatelor științifice obținute prin recomandarea proteolizei limitate a globulinilor de rezervă ca o modalitate de reducere a nivelului de alergenicitate a globulinilor de rezervă din semințe de arteie și soia, utilizate larg în produsele alimentare. Corespunderea conținutului tezii temei aprobate, publicațiilor candidatului și autoricratului. Conținutul tezii corespunde temei și obiectivelor de cercetare și este reflectat totalmente în autoritate și publicație. La toate cele 5 concluzii generale sunt indicate publicațiile în care se regăsesc. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 18 articole științifice, inclusiv un articol în reviste din baza de date World of Science și Scopus, 2 reviste din străinătate recunoscute, 6 articole în reviste de Registrul Național, categorie B. Obiecții și sugestii. Perfectarea generală a tezii este realizată conform cerințelor regulamentare, unele abateri nesubstanțiale, care includ cazuri izolate de termeni traduși în corect din limba engleză și limba rusă, precum și unele imagini supradimensionate. Și, în final, la concluzii. Deci, teza de doctor, globulinele de rezervă 7S și 11S din semințe, evoluție, proteoliză, alergenicitate, reprezintă o lucrare științifică originală, elaborată în baza propriilor cercetări științifice, conține rezultate noi în domeniul specialității 163.02 biochimie. Lucrarea, după toate componentele structurale și dimensiunea conceptuală, corespunde exigențelor în vigoare față de teza de doctor în științe, iar autorul ei, Ala Chertivară, merită conferirea titlului științific de doctor în științe biologice la specialitatea 163.02 biochimie. Mulțumesc! Eu sunt impresionat. Țin minte când ați dat prima analiză disertată. Au fost foarte multe obiecții, înseamnă că disertanta le-a luat în calcul. Da, în mare măsură, da. Mulțumesc! Aveți ceva să spuneți? Vreau să-i mulțumesc doamnei Cianaport pentru recenzarea lucrării. Da, într-adevăr. Și eu fost... felicit cu... Sper că Angela v-a ajutat să o perfectați la cel mai înalt nivel. Da. Da, vă mulțumesc. Da. Felicitări, sigur, competitorului și conducătorului care a coordonat acest volum de muncă cu rezultate frumoase și să nu se oprească aici, nu am notat, dar ca propunere, ca recomandare să continuați aceste testări din laborator pe în testări biologice, da? Pe șobolan și, într-adevăr, să vedeți că dacă aveți în plan. Vă mulțumesc. Acum, dacă după regulament, noi trecem la discuție, da?
membrii consiliului? Că, nu, în primul rând poate să vorbească oricine. Și acum după aceea membrii, fiecare membru consiliului își spune părerea. Poftim. Nu sunt doritori din cei prezenți. Nu sunt. Atunci începem de la membrii consiliului care vorbesc, sunt pe Zoom, în primul rând. Poftim, doamna academician, mă ascultați? Sunteți pe linii? Cine este? Domnul Șanu, da? Da, dacă îmi permiteți. Poftiți. Eu îmi așteptam rândul. Dar nu e nimic, în rândul nu e aici, pur și simplu. Mulțumesc. Stimate domnul președinte, stimați membri deci, ai Consiliului Specializat, onorată asistență, îmi permiteți să deci, fac un extras din evaluarea tezei de doctor prezentată de doamna Chirdivara Ala. Am să mă strădui să fiu succint și de aceea menționez că structura tezei de doctorat este standardizată în conformitate cu cerințele ANACEP-ului. Teza de doctor corespunde în completamente specialității solicitate și anul 16302 biochimie. Sunt prezente și analizate complex structurile proteinului investigate, mecanismele lor de proteoliză. Tema tezei corelează în temei cu direcțiile prioritare ale țării și cu tendințele științei mondiale în acest domeniu. Cercetările realizate țin de diverse domenii actuale, cum ar fi originea și evoluția proteinelor de rezervă, siguranța alimentelor de origine vegetală. Conținutul tezei este reflectat suficient în publicații, în reviste naționale, materiale ale conferințelor și reviste internaționale cu factor de impact. Materialul este prezentat în capitolul Succes de echilibrat, colegii mei au menționat acest fapt deja. Vreau să adaug că în baza rezultatelor încurajatoare obținute cu alergenul AH3 din semințele de arahide, în cadrul proteolizei limitate cu papaină și trepsină, se solicită extinderea sau asta e dorință de a solicita extinderea acestui domeniu de investigare pe culturile mai tradiționale țării noastre. Metodologia cercetării este relevantă, de rând cu metodele ce au devenit clasice, deci electroforeza, hidroliza cu papaină și trepsină, și altele au fost aplicate și metode moderne, cu modelarea structurilor proteice și analiza computerizată a proteinilor. Datele experimentale și observațiile realizate sunt prezentate suficient de bine. Investigațiile realizate de autor au o continuitate. Autorul abordează critic aceste rezultate, propune și analizează anumite ipoteze de lucru și formulează concluzii logice pe baza datelor obținute. Noutatea științifică este expusă bine, rezultatele obținute au permis concluzia că cei mai vechi precursori evolutivi ai proteinelor din semințe sunt oxalate carboxilazele bacteriene. Rezultatele obținute în cadrul investigațiilor au o semnificație atât fundamentală și aplicativă, sunt de acord cu această concluzie formulată și de colegii deci mei. Concluziile sunt expuse și argumentate suficient de bine. Teza este scrisă într-un limbaj științific corect, coerent, fără greșeli stilistice esențiale. Reșind din cele rezultate mai sus, teza globulin de rezervă 7 și 11 din semințe, evoluție, proteoliză și alergenicitate, după părerea mea, poate fi apreciată ca bună și corespunde gradul științific solicitat, iar doamna Chirdivara Ala merită titlul de doctor în științe biologice la specialitatea 16302, biochimie. Și la final îmi permiteți să fiu recunoscător faptului că ca cadru didactic al Universității de Stat asist la prezentarea și susținerea unui lucrări a unui coleg de la facultate care deci, a adus la un bun sfârșit investigațiile sale și anume Ala Chirdivara, pentru care căreia și urez mult succes. Vă mulțumesc pentru atenție, domnul președinte, mulțumesc. Vă mulțumesc. N-au fost observații, cred că nu răspundeți la fiecare, dacă nu este observație. Nu, observațiile, deci, fiindcă eu am analizat teza în inițial. Nu, nu-i problema de observații. Eu am sesizat că doamna competitoare, deci, a intervenit și obiecțiile mele, deci... Nu, dacă ar fi fost ceva... De ce? Că rugămintea de a-și extinde investigațiile în continuare pentru niște... obiecte mai tipice anume țării noastre. Asta e doleanță. Și în rezultatul unor activitate didactică. Mulțumesc. Poftim, da. Vă ascult, domnul președinte, și deja pot și vorbi. Da, doamna academician, vă ascultăm și noi cu mare plăcere. Poftiți. Nu voi repeta toate cele menționate de antivorbitorii mei.
dar voi începe cu ceea ce a finalizat domnul decan, anume cu faptul că o felicităm pe doamna Ala și colectivul laboratorului pentru finalizarea și înaintarea la susținerea acestei teze a unui aplicant care de mult merita titlul de doctor în științe. Și vreau să menționez că doamna Ala Chirdivara a utilizat eficient și foarte constructiv experiența laboratorului de biochimie a proteinelor și cred că ea este recunoscătoare colegilor săi, prin modestia sa, căpătând și respectul colegilor, după câte am înțeles. Laboratorul are tradiții și este recunoscut la nivel internațional, astfel încât și lucrarea care a prezentat-o are publicații și diseminarii internaționale. Această lucrare se înscrie organic în tematica pe care o dezvoltă de mulți ani acest laborator și abordează un spectru foarte larg de probleme, cum este evoluția, cum este proteoliza, cum este alergenicitatea. Doctoranda sau aplicanta la acest titlu a însușit o serie întreagă de metode, atât experimental biochimice pe care le realizează și sunt tradiționale în laborator, cât și metode noi bioinformatice de analiză și modelare a proteinelor. Și acest lucru i-a permis ca să vină cu noi soluții și cu argumente noi în fundamentarea aspectului de evoluție și filogenie acestor proteine de rezervă, dar și aspecte aplicative, cum este alergenicitate, ceea ce sporește impactul cercetărilor realizate în cadrul tezei asupra problemelor societare actuale. Toate obiecțiile și sugestiile pe care le-am făcut doamnei Chirdivară pe parcursul examinării autoreferatului, rezumatului și a tezei dumneile luată în considerație, teza și autoreferatul corespund cerințelor, datele obținute sunt relevante și argumentate și fundamentate științific și consider că autoarea merită să fie apreciată cu calificativul bine în cadrul susținerii acestei teze. Și doresc succes și sănătate, la fel ca și dumneavoastră tuturor, multă sănătate! Mulțumesc, doamnă academician! Într-adevăr, când vorbești de un academician sau un reprezentant a universităților, eu îmi ridic pălăria că vorba e curgătoare și una devine din alta. Aveți ceva să spuneți, da? Vreau să-i mulțumesc, doamnei academice. Nu, eu mulțumesc pentru atenție și doresc succes tuturor și sănătate, că asta este cel mai important. Mulțumim. Mulțumim. Următoarea cine? Doamna Glijan, da? Poftiți, da. Stimați domnule președinte, stimați membrii Consiliului Științific Specializat, onorată audiență, cu deosebită plăcere am ascultat acest raport în baza lucrării științifice realizate de doamna Chirdivară, pe care o cunosc încă de când era studentă și cunosc și abilitățile de cercetător încă de pe băncile studenției. Acest lucru s-a materializat, iată, cu o lucrare foarte bine realizată și foarte bine prezentată, un raport foarte bine argumentat, argumentând nu doar scopul lucrării, dar a fost argumentat fiecare din cele 5 obiective trasate. Un plus în valoare acestei lucrări a adus într-adevăr partea a treia a lucrării, ceea ce ține de scopul sau obiectivul de a găsi o modalitate pentru diminuarea alergenicității multor proteine din semințele utilizate pe larg. Organizația Mondială a Sănătății la moment susține că cel puțin 40% din populația globului manifestă un tip oarecare de alergie. Și eu fac parte din această statistică, ce e drept alergie pe care o suport eu nu este determinată de produse alimentare, dar reșind din statistica că fiecare a treia, a patra persoană, cum este și sora mea, de exemplu, manifestă alergie foarte sever, anume din generată de produse alimentare și o diversitate foarte mare de semințe. De aceea, în perspectivă, i-aș propune doamnei Chirdivară ca cercetările care țin de prima și a doua parte a lucrării să fie realizate și în aspect de genomică, să nu se oprească doar la proteomică, așa că pentru
ulterioara teză de doctor habilitat are perspectivă cu ce se ocupa și ce desfășura în acest domeniu, iar partea a treia a lucrării să ajungă nu doar la acea concluzie și acea propunere bazată teoretic că utilizarea proteolizei limitate ar putea reduce semnificativ dumnealor afirmă alergenicitatea la diverse semințe, dar și să poată spune practic acest lucru, adică extrapolarea datelor să ajungă până nu doar experimentate pe oameni, dar și până la producătorul care va fi de acord să includă în procesul tehnologic de prelucrare a semințelor și de obținere a produselor alimentare, deosebi cele de soi care sunt foarte variate și pe larg utilizate, și o să realizez și o a doua lucrare, sperăm să o prezinte tot în cadrul institutului dumneavoastră. Vreau să o felicit pe Ala pentru că într-adevăr, de mult era timpul să prezinte lucrarea și titlul de doctor în știință îl merita de mult, dar mă bucur că a venit acest timp când a prezentat o lucrare cu care sunt sigură că conducătorul științific se mândrește cu rezultatele obținute, căruia îi doresc sănătate și rezistență pentru a depăși aceste momente în care se află dumnealui. Sincere felicitări și colectivului. Am avut onoarea să realizez unele experiențe în cadrul acestui laborator și vreau să spun că în laborator este un deviz fiecare, deci se lucrează toți pentru unul și unul pentru toți. Este o echipă foarte bine pregătită, o echipă care sunt sigur că a contribuit mult la realizarea acestei lucrări și acum vă bucurați de succesele ei. Felicitări la toți și evident că voi susține pro această lucrare. Mulțumesc! Mulțumesc! Da. Maria, dumneavoastră, creadă. Onorată asistentă, lucrarea elaborată de doamna Chirdivară Ala, care astăzi este analizată, ne prezintă contribuțiile originale aduse de autoare în teză de doctorat la determinarea rigidităților formării structurii conservative a globulinilor T-rezervă din semințe în timpul evoluției, stabilirea mecanismului degradării proteolitice profunde a acestora și analiza perspectivelor de utilizare a proteolizei limitate a globulinilor de rezervă pentru a reduce nivelul de alergenicitate a acestora. Tema abordată în lucrarea dată este actuală, de o importanță majoră atât sub aspect teoretic cât și aplicativ, are suport metodologic contemporan, investigațiile fiind realizate la nivel biochimic, molecular și analizate cu utilizarea metodelor moderne furnizate de un șir de programe internaționale. Pentru aprecierea importanței teoretice a lucrării respective, în stabilirea posibilor precursori evolutive ai globulinilor de rezervă, autoarea a efectuat studiere largă a literaturii în domeniu, analizând un număr vast de secvențe de aminoacizi și a structurilor spațiale ale proteinelor înrudite evolutiv din plante, eucariote inferioare și bacterii. În acest aspect, doctoranda a însușit și a aplicat metode, programe noi de analiză, ceea ce i-a permis să stabilească gradul de similaritate divergentă a structurii proteinelor de origine procariotă și eucariotă și relațiile filogenetice dintre ele. În studierea globulinelor de rezervă, autoarea a dezvoltat mai multe metode de izolare și purificare a fiecărei globuline de rezervă din semințele studiate, cu expunerea ulterioară acțiunii proteolizei enzimatice, studierii cinetice proteolizei limitate, fiind utilizate mai multe metode cromatografice. Datele experimentale obținute de către autoare, corelate cu datele din literatura de referință, a permis identificarea unor aspecte noi cu privire la originea globulinilor de rezervă și constatarea în premieră că oxalat de carboxilează bacterieni sunt precursori evolutivi ai globulinilor de rezervă, ceea ce justifică originalitatea acestei lucrări. Prin urmare, rezultatele obținute de către doamna Chirdivară Ala în cadrul investigațiilor sale demonstrează în mod evident importanța fundamentală și aplicativă a studiului respectiv, fiind pus în evidență contribuțiile noi în elucidarea particularităților evolutive și filogenetice
ale globulinilor din rezervă din semințe, precum și posibilitatea aplicării metodei proteolizei limitate a globulinilor din rezervă pentru reducerea alergenicității. Luând în considerare cele expuse de astăzi de membrii Consiliului Științific, de lucrarea cu tipul globulinului de rezervă 7S și 11S din semințe, evoluție proteoliză alerginicitate, specialitatea 163.02 biochimie, elaborată de doamna Cherdivara Ală, prin actualitatea și conținutul științific, volumul rezultatelor obținute, analizate și întreptate, prezintă o lucrare finalizată, ce întrunește toate condițiile necesare stabilite de către Ana Cech față de tezele de doctor, iar doamna Cherdivara merită pe deplin conferirea titlului de doctor în științe biologice la specialitatea 163.02 biochimie. Mulțumesc! Cred că comentarii aici rămân puține, da? Stimați colegi, eu n-am să repet lucrurile, adică faptele și datele și aprecierile care au fost prezentate de colegii noștri. Vreau să spun că, în principiu, cunosc lucrările realizate în laboratorul biochimie a proteinelor, nu știu dacă acum se numește așa cum în zic că am fost chiar oponent la unele lucrări din acest laborator și am rămas impresionat de nivelul profesional al cercetătorilor și în mare măsură de, într-adevăr, corectitudinea și stricteța cu care ei lucrează, analizează datele, ele corespund, din punct de vedere așa, corespund cerințelor care se dau la științele exacte, mai exact ca biologia, la în fizică, în matematică, chimie. E un lucru foarte plăcut și faptul că această lucrare, noi am ascultat mai multe lucrări în biochimie, ele, vă zic, aceste lucrări sunt uneori interdisciplinare. Aceasta este lucrare clară biochimică. Nu putem spune că nu e biochimie aici. O lucrare care nu pretinde la mai mult decât a fost obținut, dar aceasta este destul pentru a fi apreciat înalt. Dar totodată, chiar în unele aprecieri care au fost la referatul acestei lucrări, eu totuși aș spune că trebuie într-o oricare măsură, ca în viitor, nu. Totuși, imaginația trebuie să, nu trebuie să fim chiar matematicieni atunci când avem de-a face cu un obiect biologic, cu obiectele biologice. De fapt, prin asta noi ne limităm posibilitățile noastre de a vedea unele legături care uneori nu sunt evidente dacă noi ne legăm simplu chiar numai de rezultatele noastre obținute pur experimental. Din acest punct de vedere, eu aș spune că acum chiar prezentarea, noi știm, eu cunosc lucrările care au fost mai înainte, legăturile între diferite proteine, cum se realizau înainte. Mie îmi pare că e foarte important de să imaginat că în evoluție aceste structuri și formele, interconexiunile dintre subunități, ele nu întâmplător au fost confirmate în evoluție. Noi trebuie să avem în vedere că această alerginitate, alerginitate, vreau zic că ea a fost nu întâmplător întărit în evoluție. Pentru că, în principiu, aceasta de posibilitate semințelor la o etapă destul de îndolungată să nu fie deteriorate, să rămână viabile. Și noi, deseori,
lucrăm împotriva naturii și gândim că prin asta facem un bine. Dar unele elemente care par la prima vedere că ele sunt benefice pentru oameni și pentru sănătate, pentru populație, la urmă se manifestă, dacă cu părere de rău, cu mare întârziere, care duc la unele efecte foarte negative pentru starea fizică a oamenilor, pentru sănătatea omului. De ce eu îi doresc competitorii ca să în viitor, necătând la cei că apreciez foarte înalt această lucrare și abordarea care a fost, și felicit nu numai pe dumneavoastră, dar și pe laboratorul, membrii laboratorului și conducătorul științific, care, după cât știu, zic, a suferit. Poate într-o oricare măsură elementele cele ce noi avem sunt legate cu activitatea umană, de pildă. Elementul acesta de globalizare a dus și la globalizarea bolii, a acestor manifestări, a acestei boli. Eu totuși aș dori ca în viitor, într-adevăr, această lucrare să fie prelungită. Aș dori ca, într-adevăr, această lucrare să fie adusă la un nivel final din punct de vedere a implementării practice, prin aceea că, într-adevăr, dacă am cunoaște site-urile cele care trebuie scindate pentru a reduce alerginicitatea acestor proteine, atunci s-ar putea foarte optimal de prelucrate aceste surse de proteine, fără a schimba singur semințele, ca ele într-adevăr lasă rămână alergice, ca într-adevăr să nu fie atacate, noi nu avem necesitatea de a le proteja prin metode chimice, prin alte diferite metode, care sunt mult mai, aș spune, provocatoare pentru sănătatea omului. În principiu, eu mă aliniez la toate cele spuse până la de colegii noștri și susțin că această lucrare este o lucrare dintr-o parte, spunem, biochimie pură, avem biochimie așa intermediară și undeva în viitor, eu doresc că competitoare să ajungă la mijloc ca aceste lucrări să le aducă la implementare în practică pentru beneficiul omului. Acum noi trecem la următoarea care la noi? Proiectul de hotărâre l-ați obținut toți, ați analizat, sunteți de acord cu proiectul? Eu aici, cu toate că, deoarece eu sunt în concediu, practic azi, gândeam că azi e joia. Deci, practic puteam să întârzi la Consiliu, zic, mă pregăteam pe mâine. Dar și vreau să spun că mie mi-a plăcut, eu n-am observații deosebite la acest proiect, dar m-am uitat în autoreferat, atent, mai ales cum e scris în engleză corect. Dar aici e scris într-o fel ca să are în vedere că modul de expresie, nu că doctoranta a făcut, dar s-a făcut, s-a realizat. Acest stil nu este acceptabil, ori nu este recomandat acum. Se recomandă stilul concret, răzic de pildă, ca să spunem așa. Pentru prima dată s-a stabilit. Ce? Cineva a stabilit? Trebuie pune, a fost stabilit de dumneavoastră. A fost. Da, da. De pildă, mai departe. Autorul a stabilit. Autorul, ori, nu, dar cine a stabilit? Dar nu s-a stabilit. Și dacă îmi permiteți, da. Tot așa, adică poate fi luat ca bază, dar unele redactori stilistice
sunt de acord că sunt necesare, de exemplu, unii probleme a științifică soluționată chiar nu se leagă, poate ar fi mai bine de început cu lucrarea, contribuie la soluționarea unei probleme. Autorul a demonstrat că proteoliza limitată... Da, da, ca lumea, sunt absolut de acord cu acest stil și... Da. Adică o redactare stilistică este necesară înainte ca proiectul... Nu, dar cel mai important când e engleză în autoreferat, e scris corect. Adică stilul în engleză e stil, ca se vede că în publicațiile engleze, acolo se fac observații de acest. În publicațiile în română, și așa stil, tot este uneori acceptabil, dar eu aș recomanda că putem schimba în proiectul de hotărâri. Zic mai ce aici. S-au trasat următoarele obiective. Au fost trasate. Ele nu s-au trasat. Singurii de la sine. Da, da, da. Adică, din acest punct de vedere, dacă mai sunt observații, nu sunt... Mai da. Sunt unele minori, dar le-am făcut... Le-ați făcut dumneavoastră, da? Eu tot am să dau, ca să vă puteți alinia la schimbările care... Dar eu nu insist numai decât că acest stil, dar acest stil e mai preferat. Da. Bine, dacă nu sunt, atunci noi trebuie să votăm că luăm ca bază acestea. Da. Cine pentru aceea că acest... Doctorantul trebuie să-i... Dumneavoastră sunteți, da. Spuneți, da, este... Nu, dar poate ești că este online, poate au încă cineva. Da, poate, da. Ai poftiți. Mai sunt observați? Eu am întrebat. Suntem de acord cu ideea de a aproba de principiu, dar cu corectarea tuturor exprimărilor de stil și greșelilor gramaticale. Sunt și greșele gramaticale? Nu, gramaticale și stilul tot e gramatical, nu? Bine, vreau zic că dacă nu sunt alte păreri... E vorba de exprimare gramaticale, sunt unele... Virgul chestii de tipul scăpări de litere. Da. Acum votăm pentru acest proiect de hotărâre. Cine pentru aceasta, poftim votat. Leșanu este pentru. Leșanu pentru. Ziceați, dar chatul nu scrie. Eu că... Doamna Duca deja și-a expus părerea. Da, și-a expus părerea. Toți sunt pentru, da, unanim. Doamna Grijă, pentru. Acum... Citiți procesul verbal. Procesul verbal. Vă zic, noi trebuie acum, profesor, noi trebuie să... Noi, nu în procesul verbal, noi acum trebuie să discutăm membrii Consiliului, da? Membrii Consiliului Științific, adică. Să discutăm deja rezultat, să votăm pentru această lucrare. De ce, vreau zic, având în vedere că în sală, că noi nu putem a merge în altă sală, cei prezenți în afară de membri Consiliului, aștept peste vreo 3 minute, vă reîntoarceți. Da, de acord. În conformitate cu rezultatul votării unanime pentru conferirea doamnei Cherdivara Ală titlul științific de doctor în științe biologice la specialitatea 16302 biochimie și actelor normative ale ANACEC, Consiliul Științific Specializat D 16302-26 al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a decis 1. A conferit doamnei Cherdivara Ală titlul științific de doctor în științe biologice la specialitatea 16302 biochimie. 2. A solicita Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să confirme decizia Consiliului Științific Specializat de a conferi doamnei Cherdivara Ală titlul științific de doctor în științe biologice la specialitatea 16302 biochimie și a elibera diploma respectivă. Iarăși pro. Nu. Acum dăm cuvântul
doctorant. Doctorant, e doctorant, competitoare. Doresc să mulțumesc tuturor oamenilor care mi-au oferit consultație științifică și care și-au rupt din timpul liber pentru a mă oferi sprijin și ajutor. Domnului doctor habilitat Andrei Șutov, sincere mulțumiri și sentimente de recunoștință pentru ajutorul acordat în elaborarea tezei de doctor, pentru răbdarea, generozitatea și înțelegerea dumneavoastră, precum și pentru întreaga contribuție la formarea mea ca cercetător. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să împărtășiți din bogăția dumneavoastră, din bogata dumneavoastră experiență, dobândită de-a lungul anilor de studiu. Iar fără sprijinul dumneavoastră, nu aș fi putut realiza această teză. Deosebită gratitudine datorez colegilor din Laboratorul Biochimia Plantelor, doamnelor dr. Cahovska Irina și Rudakova Angela, pentru timpul prețios acordat, pentru sfaturile științifice valoroase, cât și pentru îndrumarea competentă și permanentă de parcursul elaborării și realizării acestei teze de doctor. Mulțumesc încă o dată distinșilor referenți oficiali, doctor habilitat, doctor Rotari Alexandru și doctor Port Angela, pentru onoarea acordată de a recenza această lucrare. Mulțumesc tuturor! Membrilor Consiliului Științific, celor prezenți pentru participare activă la această sesiune. Mulțumesc colectivului Laboratorul Biochimie Plantelor pentru aceea că ei, în condițiile acestea, care sunt destul de dificultate, cu mari dificultăți, au ajutat o persoană pentru că s-o ducă până la doctor în știință. La ora actuală asta e foarte, foarte greu. De aceea, vă zic că suntem recunoscători pentru așa o lucrare bună. Cu aceasta, eu cred că programul nostru s-a încheiat. Vă mulțumesc pentru participare.